Stimați bine v-am regăsit la o nouă ediție între scriptură și ziare. De această dată vom porni dinspre ziare care ne-au inundat în ultima vreme cu știri despre migrație. Vreau să clarificăm de la bun început trei termeni tehnici. Avem imigranți, emigranți și migranți. România are de-a face cu migranți, nu are de-a face nici cu imigrație, nici cu emigrație deocamdată când ne gândim la. Criza migrației din Orientul apropiat. Ce sunt, emigrații, ce sunt emigranții? Emigranții sunt cei care ies dintr-o țară și pleacă în alta. Siria, spre exemplu, are de-a face cu o emigrație masivă. Imigrație este fenomenul care se întâmplă la destinație. Germania are de-a face cu imigranți. Pe teritoriul țării noastre, pe teritoriul Ungariei, a Serbiei, sunt migranți trec dintr-o parte în alta, unii rămân, foarte puțin, rămân pe teritoriul României. Ce am observat în ultima vreme și ne învăluie această vâlvătaie a știrilor despre migranți este o exacerbare a fricii pe care Europa o are din, de multă vreme, din Evul Mediu. Jean Delumont, Scrie o carte apărută încă de pe vremea dinainte de 1989, Frica în Occident. Europa Occidentală a avut întotdeauna o frică de celălalt. Cine este celălalt? Străinul. Acum această frică este accentuată și manipulată, este inflamată de ce se întâmplă cu ISIS, cu toate frământările din Orientul Mijlociu. Și ne temem că vor veni peste noi o întreagă uh, armată de uh, acest fel de imigranți, vor rămâne peste noi și ne vor uh, transforma țara într-o țară musulmană. Cum găsim echilibru? L-am invitat uh, alături de mine din nou pe pastorul uh, Ghiță Mocan, uh, care are o experiență de migrant. A fost pastor în străinătate, din cei 13 ani de pastorală, patru i-a petrecut în străinătate, a păstorit migranți, a avut el însuși această experiență și l-am chemat să ne spună, pentru că aceasta este obiceiul emisiunii noastre, să chemăm oameni care au de vorbit din experiență și din expertiză, de data aceasta, din experiența noastră, ce înseamnă să fii străin între străini. Ce apreciezi când ești străin între străini și cum putem găsi echilibru biblic? Că asta ne interesează. Suntem între scriptură și ziare, ziarele ne inflamează cu frică. Cum putem noi, creștini fiind, să ne găsim echilibru biblic și doctrinar față de aceste evenimente care vin peste noi? Mă bucur să fim împreună și pentru că ați început de, de aici, vreau să fac o mică confesiune. În perioada mea, elvețiană, care a durat aproape patru ani, cum ați spus, când am dus-o pe mama mea, care nu ieșise din țară și a plonjat direct în Geneva, aproape n-am oprit pe drum, am avut un drum destul de fluent, pur și simplu i a făcut transferul între Bihor și Geneva. A și dormit peste noapte. Și când am ajuns acolo, și eram aproape să ajungem efectiv la locuință am coborât să iau ceva, să cumpăr ceva, am urcat din nou în mașină, la care ea, speriată, se uită la mine și zice, aici nu vorbește nimeni românește. <laughs> ce dulce! Ce dulce, ce da, 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 La care eu am luat-o foarte în serios și am zis să nu prea cred. Adică slabe șansele să găsim pe cineva să știe românește. Și aici toți vorbesc altă limbă. Spunea ea ca un eco și eu spuneam De? da. Aici îi spuneam eu, e altă Românie. Uh -huh. Uh -huh. Ca să fiu mioritic. Da, da. E bine, în această altă Românie m-am integrat și pot să spun că, mai ales la început, și mai ales un român are anumite complexe. Cred și azi că pornim în cucerirea Europei civilizate, să zic așa, cu niște complexe, cu o anumită timiditate. Aproape că considerăm, fără să spunem la nimeni, că. Uh, trebuie să ne câștigăm locul în Europa. Eu m am trecut prin asemenea stări, dar acestea au fost uh, acompaniate de o uh, curtoazie și de o ospitalitate a poporului elvețian, a elvețienilor care am intrat în contact, care m-au încurajat. Uh, aveam uh, dificultăți minore, dar totuși dificultăți de limbă, totuși era într-o uh. altă limbă uh, și era o limbă elaborată. Uh, ajunsesem să predic în, în limba franceză, Uh, și să converseze una, predice dar să predice cu totul alta, pentru că mereu îmi traduceam din românește, uh, făceam greșeli drăguțe, uh -huh. uh, care erau întâmpinate cu o candoare extraordinară, cu o înțelegere extraordinară. Deci aș zice că Occidentul are o altă înțelegere a alterității uh -huh. și se dovedește că primește uh, din România sau din Est oameni de diferite tipuri cu condiția să nu-i fure și să nu le violeze fetele. Da. Și iată că a primit cum a fost cum este Italia, Spania, nu? Mână de lucru pe care îi valorizează și îi acceptă și îi îndrăgesc și îi dau ca exemplu la copiii lor chiar. E foarte bine că ați adus în discuție acest aspect al românului emigrant și românului imigrant la destinație. Pentru că noi ne temem și suntem atât de îngroziți de cei care vor veni peste noi să ne modifice cultura, uitând că noi avem o uh, emigrație substanțială și românul ca migrant nu s-a comportat întotdeauna așa cum am fi așteptat noi să comporte alți migranți care trec pe teritoriul țării noastre. Deci iată că nu putem să judecăm cu uh, două măsuri. Pe lângă asta aș adăuga exact ce ați amintit dumneavoastră despre Uh, ospitalitatea popoarelor occidentale. Recentisime a apărut un studiu al uh, profesorului David de aici, de la Cluj, la Universitatea Babesboi, și uh, în acest studiu asupra românilor, studiu șocant, surprinzător, uh, se arată faptul că românii proiectează asupra lor imagine falsă. Noi credem că suntem ospitalieri credem că suntem deschiși, credem că suntem buni cu ceilalți, când de fapt suntem xenofobi, urâm străinul și avem mari probleme cu administrarea alterității. Sigur, nu dăm credit celuilalt. Suspicioși. Da, da, da? Ne, ne, ne înspăimântăm. Într-un fel e modul nostru de a ne aliena în istorie și după 89 se vede asta cu mai multă larghețe, cum că noi de fapt spunem cum am vrea să fim sau cum ar trebui să fim. Acum, ca să revenim la evenimentele care presează până la urmă Europa, aș spune că noi suntem provocați acum de istorie și de aceste migrații din spațiu sirian să jucăm un alt rol. Noi nu prea am fost gazde. Noi în istorie n-am fost gazde, dar ne-am bucurat și cumva ne-am așteptat ca occidentalii să ne primească bine. Și, repet, ne-au primit bine. Naiv de bine. Acum noi trebuie să jucăm rolul gazdei. Noi acum trebuie să exersăm o virtute mult lăudată în scriptură și mult experimentată în istoria creștinismului, capacitatea de a fi ospitalieri. Autorul epistolei către Evrei spune cum bine știm, undeva în capitolul 13, fiți primitori de oaspeți, căci unii, valorizând primirea de oaspeți, au găzduit pe îngeri în limba greacă, limba în care s-a scris textul acesta acolo pentru oaspeți mă grăbesc să adaug, este cuvântul pentru străin uh -huh. deci când spun fi primitor de oaspet, de oaspeți nu spun primeșteți ți prietenii da. nu spun întoarce vizita ce e convenabil da. să facem schimb de favorul ci spun primește străinul primește-l pe altul uh -huh. Lucian Boia are o carte formidabilă scrisă acum câțiva ani Între îngeri și fiară uh -huh. în care discută din punct de vedere istoric tocmai problema alterității și cum omul se teme de ce e diferit, se teme de uh, uh, alte spații, se teme de alți oameni care nu îi împărtășesc credințele, iată, tradițiile, teritoriul. Și cum teama aceasta, până la urmă, funciar este așezată în noi. Ce mă înspăimântă pe mine este că văd reacții ale credincioșilor evanghelici, la care mă aștept la mai mult. Reacții de frică viscerală aproape, tot felul de scenarii, cum se va, vor dispărea bisericile din cauza invaziei musulmane, cum în 15 ani de zile vom fi 9 milioane de români și 15 milioane de musulmani, cum București va deveni un București chinezesc și așa mai departe. Uitând faptul că numindu-ne popor creștin, în general, numindu-ne creștini evanghelici, în particular, trebuie să practicăm virtutea ospitalității în dragoste creștină, nu numai a ospitalieri ca români, Ce trebuie să ne arătăm dragostea creștină. Cum să fim uh, îngrijorați când Hristos ne-a trimis să mergem la toate neamurile și acum neamurile vin la noi? O oportunitate evanghelistică extraordinară. Oare asta nu putem vedea? Cred că ospitalitatea, ca să fim realiști, implică un risc și o formă de risc. Cred că nu e simplu, acum să dau un exemplu domestic, să primesc pe cineva acasă la mine pe care nu-l cunosc. N-am nici măcar o terță persoană de la pe care să-l telefonez. recomandare, da. Ne? Noi ca familie am fost puși de câteva ori în situația asta și recunosc că nu e confortabil. Dar am primit. Am fost cu ochii în patru. Am fost foarte atent la detalii. Recunosc că în momentul în care a plecat musafirul, am, am venit din nou. Da, da. După ce înainte, înainte le <laughs> da. Mă gândesc că la scară națională și acum europeană ar trebui să practicăm o ospitalitate de bun simț, o ospitalitate sinceră, autentică, dar nu naivă. Ne cheamă Dumnezeu să fim buni, dar nu naivi. Cu siguranță. Dumnezeu e bun, dar nu e naiv. Da. Nu poți să-L întorci pe degete. Da. Acum, noi europenii, Acum, Uniunea Europeană ar trebui să-și dovedească dramul de înțelepciune, de noblețe, de maturitate. Acum, noi, românii, ca să ajungem mai aproape de noi, uh -huh. ar trebui să dovedim că ceea ce am spus despre ospitalitatea noastră, pretința noastră ospitalitate, n-a fost demagogie, ci noi, chiar în sufletul nostru, avem această ospitalitate. Să avem milă, iată, să avem compasiune, cu teamă, cu frică, nu ne aruncăm cu capul înainte. De asemenea, spuneați de scenarii, eu, de felul meu, nu sunt. nu agrez ideea de scenar, nu sunt o ființă apocaliptică. Nu am uh -huh. interpretări apocaliptice. Uh, privesc cu oarecare jenă și, uneori, cu, cu o compasiune spre, spre lideri de opinie, lideri spirituali, care cad așa de ușor uh, în, în plasă a viitorului. Da. Da. Uh, în sfârșit, prin am fi milă de ei, cu foarte puțin dintre ei am o relație care mi-ar permite să dezbat tema, dar ce am observat este că scenariștii. Nu acceptă dialog decât cu un alt scenarist. Da, pentru, ei, observație. pentru ei, polemica înseamnă să punem două scenarii diferite la bătaie și să stăm toată ziua să povestim despre ele. Revin, nu cred că ar trebui să ne înspăimântăm atât de tare, văzând ce se vehiculează în media și în rețelele de socializare, înțelegând fenomenul din spate, înțelegând că, da, printre acești emigranți, da, printre cei care mărșăluiesc acum prin Europa și ne înspăimântă, fără îndoială că se insinuiază. Pot posibil da, soldați, sigur. Da. Organizațiile teroriste vor folosi momentul și nu avem nicio îndoială de, de asta. Dar să nu uităm ideea de bază. Ideea de bază este cea lui Maslow, care spunea că prin mm. trebuințele omului, una dintre ele este cea de securitate. Ori acești oameni pleacă dintr-un spațiu nesigur. Ei sunt în căutare de siguranță, de un anumit confort. Ei au nevoie de această securitate a vieții. Ei au nevoie de spații sigure. De aceea se duc. Că sunt diferiți de noi, asta e adevărat. Că avem o diferență de paradigmă pe care lor le-a le creat-o Islamul, pentru că Islamul este cu tot o altă lume decât creștinismul. Asta e adevărat. Că vor specula deschiderea europenilor Asta e foarte adevărat. Dar până la urmă gazda rămâne gazdă. Adică gazda poate să educe, cred, într-o oarecare măsură. Iar gazda, fiind gazdă creștină, bine ar fi să folosească în momentul și în scop evanghelistic, aș zice. Aici cred că ajungem la miza și la miezul discuției. Președintele României spunea recent într-o declarație publică că problema nu este cazarea și acomodarea lor. Problema nu este să le găsim locuri de, în care pot mânca, în masă, în care pot dormi. Nu asta e problema nici măcar pe termen scurt și nici pe termen lung. Problema este integrarea. Și aici cred că uh, actualii politicieni văd un pericol învățând din lecția istoriei recente, din lecția Germaniei și a Franței, că în momentul când enclavizez, în momentul în care ghetoizez o asemenea comunitate, ea devine explozivă și ce se întâmplă acum în Franța cu comunitățile algeriene și marocane... Uh, din când în când este ca un vulcan și este aproape previzibil când va avea loc o următoare revoltă în aceste ghetouri. Punând aceste comunități în ghetouri neintegrate în societate, creezi o bombă cu ceas pe termen scurt și lung. O posibilă metodă de integrare ar fi evangelizarea. Aceasta perspectiva bisericii cred ar trebui să fie cea în care lumea vine la noi să împărtășim Evanghelia acestei lumi. Aflu de asemenea și am verificat știrea din mai multe surse că în Germania cei care sosesc în spațiul uh, acela se convertesc. Sunt sute de astfel de migranți care se convertesc și rămân în biserici germane. Am verificat-o pentru că mi s-a părut atât de pozitivă știrea aproape incredibilă. Totdeauna când ceva e prea bine să fie adevărat, de obicei nu e adevărat. De aceea trebuie verificată știrea. Dar se pare că este o știre autentică. Oamenii aceștia care vin din întunericul islamului, când dau de lumina creștină, sunt atrași de această lumină. Este posibil o asemenea. Eu aș spune nu numai că e posibil, eu aș spune că e singura cale. Calea instituțiilor, a statului calea aceasta, nu știu cum să, să spun, sociopolitică până la urmă uh -huh. detaliile economice toate acestea care sunt legate de stat și de instituții nu e decât o interfață, nu e decât infrastructura, infrastructura. asigură infrastructura ce facem da. cu suprastructura statul cu siguranță, ca orice stat european, va oferi un cadru va oferi loc de dormit, mâncare și o anumită protecție bun, acela e cadru oamenii aceștia mai ales că vin din spațiu musulman și după cum amândoi știm, în spațiul musulman ospitalitatea este o valoare, este e, o, da, o virtute da, da, da. extraordinară. Dacă noi vom reuși să-i primim bine, când spun să-i primim bine, repet, nu mă refer la stat, ci mă refer noi ca atitudine. Dacă nu vom trece pe trotuarul celălalt, dacă vom încerca să găsim limbajul comun, chiar și lingvistic, până la urmă nu va fi simplu. Dacă vom încerca să le punem în mână în această ospitalitate, materiale pe înțelesul lor. Mm -hmm. Dacă, sigur, cu grijă, cu atenție, vom permite copiilor lor să se împrietenească cu pruncii noștri, că doar oameni sunt, da. și unii și alții, repet, cu prudență, în zone sigure. Dacă vom, ne vom face un program, într-un fel, din asta, eu cred că vom ajunge în curând la concluzia că Dumnezeu, pur și simplu, ne-a trimis atât de aproape publicul țintă spre care noi nu ne-am fi dus să fim realiști. Puțin dintre noi s-ar fi dus în Siria Cu siguranță. să facă evangelizare. Dar vin sirienii la, noi și ne speriem. Bună e spaima să nu dureze mult. Câtă vreme spaima aceasta ne face mai înțelepți și ne creează o anumită prudență, da? e bine. În momentul în care ne creează o fobie și ne baricadăm în biserici, ne baricadăm în case, mă gândesc că abdicăm de la mandat. Sunt și aici două aspecte, unul legat chiar de media, legat de ziare. Jurnaliștii englezi s-au -au trezit că au intoxicat mass media legat de această criză cu niște fotografii manipulate, și anume apar două imagini ale acelui același bărbat în haină militară cu două mitraliere și în postură de emigrant. Um, după ce au răspândit știrea, știm că jurnaliștii englezi își cunosc destul de bine meseria, au uh, încercat să-și respecte codul deontologic profesional și uh, să facă investigația cu mai mare atenție. Făcând investigația cu mare atenție, au descoperit că, de fapt, toată povestea a fost o manipulare grafică, uh, respectiv, chiar a fost militar, dar nu unisis. A fost comandant militar, zugrav, a intrat în rândurile armatei siriene libere, a, acolo a ajuns comandant, a, în felul ăsta a fost filmat în haine militare cu cele două mitraliere, într-adevăr a ieșit din rândurile armatei datorită ceea ce se întâmplă acolo, a devenit emigrant și așa se explică cele două fotografii. Jurnaliștii au trimis adevărul din nou spre public, cel care a produs intoxicarea și a cerut scuze, dar prea târziu. Toată această idee că vom fi invadați s-a răspândit. Astfel că în urmă cu câteva săptămâni un prieten foarte bun ajunge într-o biserică din Austria, încearcă să stea de vorbă cu frații de acolo, frații dintr-o biserică evanghelică și să punem cumva un proiect comun să încercăm să facem ceva, nu numai să discutăm despre acest lucru, români, pe de-o parte, țară de tranziție, Austria, țară de tranziție, Germania, țară de destinație, să încercăm la nivelul bisericilor evanghelice să facem ceva, să creăm un canal în care să-i contaminăm pe acești oameni cu Evanghelia. Știți care a fost răspunsul? Nu. Erau atât de îngroziți încât nu vor să aibă de-a face cu nimic ce este de altă culoare, de altă națiune, de altă religie. Hmm. Cred că unul din rosturile unui astfel de dialog este tocmai să spargem această gheață a împietririi inimii și să ne muienim inima cu risc. Cum spunea Nicolae Steinhardt, da, Dumnezeu ne-a cerut să fim înțelepți, nu ne-a cerut să fim naivi, ne-a cerut să fim iubitori, nu să fim fraieri, cum spunea el, dar uneori trebuie să mă fac vulnerabil chiar cu riscul că voi ști la un moment dat că s-ar putea să fiu victimă. Dar asta este creștinismul. Până la urmă, cred că e o provocare, cum spuneți. Cred că mediul evanghelic, bisericile evanghelice, nu numai românești, ci pe toată traiectoria aceasta, cum bine spuneați, între România și Germania, ar trebui să se producă acum un fel de mișcare, în sensul pozitiv. Cred că ar trebui să mergem acum pe mâna celor care vor să riște, Uh, și asta va deveni lipsitor. Până la urmă, nimeni uh, nu este motivat din prima sau există multe feluri de a te convinge. Uh, cred că liderii, cine sunt eu să fac această chemare, spun doar ca principiu, dar cred că liderii ar trebui să fie un pic mai relaxați. Uh, relaxați. Poate nu-i cuvântul potrivit. Să aibă credință. Da, da. Să merge prin credință, nu prin vedere. În ultima instanță, ne temem uh, pe teama de tip fobie dovedește o crasă problemă a credinței. Și dragostea îi izvănește frica, da. de orice fel ar fi Exact. Sunt de acord cu precauția. Noi trebuie să fim precauți, cum să nu fim? Dar precauția aceasta să nu ne facă scorțoși, să nu ne facă insuportabil, să nu ne, să nu ne facă să, să ne baricadăm, cum spuneam. Până la urmă riscăm sub această presiune a migrației să ne ghetoizăm noi. Cu siguranță. Și biserica va fi mult mai ușor de atacat în momentul când se închide între ziduri, când devine din ce în ce mai minusculă, când nici nu mai practică ucenicia, când nu mai are resurse. Discutam același subiect cu un prieten ateu și evoluționist. Și el, la fel, panicat, îngrijorat, și îi spun, dragul meu, de ce ești așa panicat, de ce se frică? Pentru că, evoluționist fiind, tot ceea ce se întâmplă nu merge decât spre cel mai bine în paradigma ta o Europa care și-a ucis copiii prin milioane de avorturi, acum va suporta o invazie, o invazie, a unei comunități care a pariat pe natalitate și cel mai puternic va birui. Chiar dacă tu ești cel inferior, n-ai decât să celebrezi victoria vieții. Haide să celebrăm împreună cu tine victoria vieții. A fost destul de amărât și umilit de acest răspuns, dar de ce să nu hrănim biserica cu această victorie a vieții? Oamenii aceștia vin în număr de sute de mii și probabil pe unii dintre ei Dumnezeu i-are în vedere, Duhul Sfânt i-are în vedere pentru a hrăni resursele obosite ale bisericii europene care trăiește scuipând în sân și făcându-și cruce când vede primejdia venind. Cred că dacă privim în viitor, putem avea de-a face cu o înviorare a lucrării creștine dacă Dumnezeu va conduce istoria în acea direcție? Împărtășesc această idee. Aș mai spune că nimeni nu se mântuie prin suferință și prin sărăcie, dar totuși, uneori suferința și sărăcia sunt scurtături spre Dumnezeu. Mântuirea prin Hristos. Dar parcă, parcă niciodată omul, indiferent despre ce ne vorbim, nu este mai sensibil mai receptiv la mesajul Scripturii decât atunci când chiar uh, se vede descoperit și când uh, trebuie să se agațe de ceva, iar când găsește acel ceva, omul chiar se apucă cu amândouă mâinile. Uh, de ce să nu privim, iată și așa, lucrurile? De ce să, să nu înțelegem că ospitalitatea noastră în raport cu acești migranți ar putea fi similară cu uh, atenția și sensibilitatea pe care o avem vis-a-vis -vis de un om bolnav de cancer, de o boală terminală, un muribund care totuși acceptă să vorbească cu noi despre credință. De ce atunci când avem astfel de ocazii, le valorificăm și ne simțim foarte responsabili, iar acum Sigur. Uh, ne simțim uh, agasați, uh, ne simțim trădați, ne simțim un fel de victimă? Terorismul, oricum, are mersul lui. Și eu cred că organizațiile teroriste ar fi înaintat și fără această migrație. Cu siguranță. Dacă, dacă doresc, pot penetra cele mai puternice sisteme de granițe și de securitate. De aceea cred că trebuie să ne izbăvim de frică și să fim ceea ce trebuie să fim. Ceea ce trebuie să fie orice comunitate creștină: o comunitate a dragostei, o comunitate înțeleaptă. Să fim înțeles precum șerpii, să fim blânzi precum porumbei dar să nu uităm chemarea pe care ne-a făcut-o Domnul, aceea de a iubi, de a primi și de a răspândi uh, mesajul creștin, mesajul Evangheliei. Probabil asta trebuie să fie răspunsul cu un zâmbet în colțul gurii, nu cu grimasă de frică pe care toți creștinii ar trebui să dea, toți creștinii din Europa ar trebui să dea amenințării uh, teroriste, amenințării migrației. Da, cu un zâmbet și poate nu e cea mai potrivit exemplu. Mi se pare că Socrate, dacă nu greșesc, de la el a rămas o povestioară despre el, cum că cineva dorea să-l vadă și dorea să intre în chilia lui, în spațiul lui precar și avea o reținere. Socrate era deja în vârstă și să intre să nu intre. Și spune că Socrate ar fi spus, intră și aici mm -hmm. sunt zei. Menționam că vorbim de o perioadă precreștină. Uh, Mi-a plăcut etosul acestui. Indra a spus, și aici sunt zei. Păi noi, care uh, avem scriptura, noi care uh, umblăm pe cale, noi care avem o tradiție în sensul bun al cuvântului, al termenului, o exersare a bunătății creștine, uh, noi putem să spunem mai mult decât Socrate. Noi putem să spunem intră. Aici e Dumnezeu. Sau, naționalist vorbind, și aici e Dumnezeu. Okay. Și în România lucrează Dumnezeu. Intră, ai nimerit bine. Sigur că sunt multe de spus. Sigur că le vom discuta. Sigur că vom avea grijă. Sigur că vom fi înțelepți, precauți. Dar intră. E, e un cadru bun ca să înțelegi, ca să împreună cu noi să devii părtaș la o altă experiență. În finalul discuției noastre... Aș vrea să-i invit pe toți telespectatorii noștri care încă sunt chinuiți de acest duc, duh al fricii și a scenaritei să citească și am scriptura față de ziare, scriptura deschisă la Exod. Este o carte despre migrație. V-aș ruga când începe anul următor, noi obișnuim să citim Biblia în fiecare an de la Geneza la Apocalipsa, când începe anul viitor să recitiți Scriptura cu gândul acesta în minte. Ce-ar fi fost întreaga Scriptură fără migranți, fără emigrație, fără imigrație? Ce-ar fi fost întreaga Scriptură fără oameni ca Avram, care a fost dezrădăcinat, ca Isaac și Iacov călători? Ce-ar fi fost Scriptura fără Daniel, un emigrant, fără Iosif, alt emigrant? Ce-ar fi fost Scriptura fără uh, emigrația și imigrația lui Isus, care a fost Trimis în Egipt și recuperat, cum arată scriptura din Egipt, din nou pentru Israel. Toată scriptura este plină de călătorii, de transferuri dintr-o parte în alta. Și învățăm foarte mult, nu la întâmplare, despre transferuri, despre felul în care Dumnezeu și-a condus istoria, ducându-și oamenii, făcându-i să fie călători dintr-o parte în alta. Până la urmă, și statutul nostru de creștin este un statut al unui. Um, pururi călător până la odihna veșnică, până când în veșnicie ne vom așeza în sfârșit. Și așezarea noastră eternă este la masă împreună cu mine. Până atunci suntem migranți și noi. De aceea, migranți fiind, să fim cu simpatie, în sensul etimologic al cuvântului, să simțim la o altă cu acești sărmani migranți dintr-o parte în alta. Istoria mântuirii se scrie sub itinerar. Istoria exact. mântuirii este în traseu. Dumnezeu și-a făcut cunoscut numele pe pământ prin oameni care călătoreau, care acceptau să lase în urmă ceva pentru a se avânta spre necunoscut. Oswald Chambers, nu? Uh -huh. predicând despre patriarh, spunea cu Dumnezeu spre necunoscut. Exact. Ei bine, iată, în cea mai grea postură, pentru că nu călătorim noi, întotdeauna călătoria uh, oarecum îți, îți conferă un anumit curaj sau te obligă să fii curajos, acum suntem într-o postură mai grea. Nu trebuie să fim călători. Deci, emigranți curajoși, cum ne-am dovedit a fi de la Revoluție încoace, ci trebuie să fim gazde curajoase. Exact. Se pare că e mai greu să fii gazdă curajoasă, și și să și da, să te faci vulnerabil, decât să te duci tu peste ei, să învingi tu la ei acasă. Iar pentru tineri, un ultim cuvânt: să știți că multe dintre gadgeturile pe care le folosiți uh, sunt inventate de un sirian emigrat uh, și adoptat într-o familie de nativi uh, europeni. Uh, acestea fiind zise, iată cum poate destinul Europei, destinul lumii să fie schimbat prin evenimente pe care le citim acum prin ziare. Numai să le privim din perspectiva Scripturii. Mulțumesc încă o dată Ghiță Mucan, Cu drag. Domnul să vă binecuvinteze.